Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baiciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am deosebită plăcere de a avea ca invitat un om care este profesor de istorie, care este cântăreț, compozitor, dar vreau să înțelegeți că am interacționat cu el printr-o piesă pe care o pus-o online, o piesă muzicală. Și mesajul piesei era atât de frumos, încât am zis că odată în viața asta mi-aș dori să-l întâlnesc. Și astăzi am onoarea cu Beniamin Pălincaș. Domnul Iisus te binecuvânteze, bine ai venit, Beniamin. Bine v-am găsit și onoarea e reciprocă. Ce faci, domnule, cum ești? Uite, mă bucur să fiu pe la Cluj, prima dată în viața mea când ajung la Cluj. Și mă bucur să fiu aici la podcast cu tine și cred că o să avem o discuție foarte productivă și mă bucur și oamenii care ne ascultă. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, pentru că până la urmă, asta e cel mai important, să avem o discuție constructivă și intelectuală și spirituală și să fie totul fain pentru toată lumea. S-a zis că bucuria e foarte mare, că eram odată la birou și ascultam muzică și a fost melodia asta, Iisus a înviat, regele meu e viu cu adevărat. Și în momentul respectiv am stat, m-am oprit, m-am rugat, pentru că este o stare foarte frumoasă și am zis că măi, și muzică frumoasă inspirată de Duhul Sfânt. Am pus după asta și copilașilor mei, lui Chris, băiețelul meu mai mare. Și el te ascultă pe tine, ai un fan aici la Cluj. Abia aștept să mă întâlnesc cu fanii. Super fain. După asta o să mergem. Abia aștept. Am o întrebare. Cum te-ai descrie tu în două, trei cuvinte pentru cei care nu te cunosc? Așa în două, trei idei. Există un personaj în Biblie, îl cheamă Gedeon și vine Dumnezeu, Îngerul Domnului vine la Gedeon și spune: Domnul e cu tine, viteazule. Și printre altele spune Gedeon: da, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu și casa tatălui meu este cea mai neînsemnată din Israel. Cred că așa aș putea să mă descriu și eu cel mai bine, cel mai mic din casa tatălui meu și cel mai neînsemnat. Dar dincolo de asta, sunt un om foarte simplu, ca oricare, dar căruia Dumnezeu i-a făcut parte de un har imens, harul de a-L cunoaște pe Domnul și pe la urma urmei, cred că asta contează cel mai mult. Deci tu ești mezinul familiei? Cel mai mic, da. Câți frați ai? Noi am fost 8, unul dintre noi a murit, când a fost mic, Samuel, și am rămas al 7-lea. Există în Biblie două texte, unul spune despre David că a fost al 7-lea, unul că a fost al 8-lea. Cam așa e și la mine. Dacă dintr-o perspectivă s-a al 7-lea, dintr-o perspectivă s-a al 8-lea. Deci eu am fost, da, cel mai mic dintre 7 frați. Privilegiat. Toată lumea zice asta, el mai mic e cel mai răsfățat, e cel mai fain, e cel mai nu știu ce, dar bă, să știi că la mine nu s-a potrivit, bă. Da. La fratele meu mi-a spus și eu la fel, mă, tu tot timpul ai fost privilegiatul familia. Asta crezi tu, îmi spune. Da, exact. Ai o preconcepție. Dragă Beniamin, uitându-mă la melodiile frumoase pe care Dumnezeu ți le-a dat, așa, totuși totul trebuie să pornească de undeva. Și să-și pun întrebarea asta, povestește-mi puțin despre trecutul tău și cum te-ai întâlnit tu cu Domnul Iisus Hristos, pentru că ceea ce cânți se transmite că e foarte autentic din relația ta cu Dumnezeu. Eu am avut șansa, am avut harul, am avut, nici nu știu cum să-i spun, binecuvântarea. Să mă nasc într-o familie de credincioși, o familie de credincioși așa cu istorie, cu pedigree. Străbunicii mei au fost credincioși, printre primii din România, să zic așa, printre primii evanghelici, primii evanghelici. După aceea bunicii mei au fost, părinții mei și am crescut așa în spiritul ăsta. Acum câteva săptămâni am găsit o carte de cântări a bunicii mele, se numea Sionul, și pe prima pagină era scris: tipărit de tipografia baptiștilor din Budapesta 1912. Avea 100 de ani carte. Da, aveți tradiție. Și în casa noastră a fost, deci, tradiția asta și a cântării, dar și tradiția asta a spiritului evanghelic, mentalitatea asta evanghelică. Dacă stau și mă uit în stânga, în dreapta, nu găsesc pe nimeni care să fie de altă confesiune, toți evanghelici, unchi, mătuși și așa mai departe. Și am crescut în familia asta. Dar asta sigur nu-mi garantează faptul că am și fost născut din nou. Da. Am avut și eu un moment în care m-am întâlnit cu Dumnezeu, dar nu pot să spun că
E ceva extraordinar, a fost ceva senzațional, am o poveste de te dă pe spate. Pur și simplu l-am cunoscut pe Dumnezeu începând din casa noastră, din familia noastră și undeva așa spre 15, 16, 17 ani am început să scriu primele cântece și l-am cunoscut pe Dumnezeu în special din casa noastră, dar n-am avut, eu știu, o poveste din asta extraordinară în care să spun am avut momentul ăla. Nu, pur și simplu m-am apropiat de Dumnezeu, a fost un proces, m-am apropiat de Dumnezeu pas cu pas, Dumnezeu s-a apropiat de mine și l-am cunoscut pe Dumnezeu pur și simplu așa, pe traseu, cum dar spune. Faptul că ai avut un model în familie, un exemplu la care să vezi credința trăită și asta că spuneai că nu a fost nu știu ce extraordinar, mai mi se pare extraordinar când Dumnezeu ia un păcătos l-a duce la viață așa. Na, noi cu oamenii plac poveștile astea, vai și am văzut și da, da, de asta spun, nu am neapărat o poveste lacrimogenă, dar cum spuneai și tu, cea mai mare minune e să vezi un om transformat, să vezi un om schimbat. Pe Leonard Ravenhill, cel care a scris cartea, faimoasă carte, De ce întârzi trezirea, spunea, cel mai mare miracol, cu adică un cel mai extraordinar, deci nu are termen de comparație, dar un lucru extraordinar, este ca Dumnezeu să ia un om păcătos, un mort spiritual dintr-o lume moartă în păcat, să-l facă sfânt, să-l pună înapoi în lumea respectivă și el să aducă viață în jurul lui, să fie lumină pentru Domnul Iisus Hristos. N-aș putea să-ți garantez că sunt un sfânt. Dar cam așa, cam așa. Deci, noi toți știu că, noi toți oricum într-o măsură sau alta avem povestea noastră și avem experiența noastră, că noi de asta vorbim și despre Dumnezeu. Da, el este un Dumnezeu personal, o relație personală. Eu, spre exemplu, am crescut fără tată. Părinții mei, de asta spun noi, n-am avut neapărat cele mai bune modele. Părinții mei au divorțat. Serios? Da, nu știu asta. Ei au încetat să fie o familie înainte să mă nasc eu. Și în 95, m-am născut în 93, ei în 95 au divorțat. Și practic am crescut doar cu mama. Dar asta a fost experiența mea personală cu Dumnezeu. Faptul că știu că ne spunea de multe ori, fiind copii, spunea la mama, mama, dar noi de ce nu avem un tată? Vreau și eu să-l chem pe tată la școală să mă apere. Noi de ce nu avem un tată? De ce? Și știu că ăsta era răspunsul foarte, foarte des, dar și foarte bun. Spunea mama așa, Dumnezeu e tatăl vostru, pentru că spune în Biblia. Ce frumos. El este tatăl văduvei și al orfanului și apărătorul văduvelor, da, și tatăl orfanilor. Da, ce frumos. Spune, el este Dumnezeu, el este tatăl vostru, așa că tatăl vostru e în cer. Și pot să spun că cel mai bine l-am cunoscut pe Dumnezeu din perspectiva asta de tată. Că e un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care... și am avut relația asta specială cu Dumnezeu, dar noi toți suntem copii lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Apostol Ioan, voi sunteți fii și ceea ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și noi toți suntem fii, doar că eu am avut așa o relație, cred că un pic mai specială, pentru că a existat o absență fizică, clar, dar Dumnezeu, am simțit cum El a fost și tată spiritual, dar și tată fizic, din multe puncte de vedere. Și pentru mine, cam asta ar fi particularitatea relației mele cu Dumnezeu. Faptul că l-am văzut că El mi-a fost tată de mic și așa. Și acum, de multe ori, obișnuiesc să spun, îmi place acolo cum Domnul Iisus spune, când învață pe ucenici, spun ucenicii, învață-ne să ne rugăm. Și El spune, mă rugați-vă, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și acolo există un termen foarte fain pe care Domnul Iisus îl folosește, e Abba, e un diminutiv care se traduce prin tăticul nostru. O relație foarte intimă, da, cu tatăl. Și de asta de multe ori când mă rog spun Abba, tăticule. Și cam asta ar fi relația mea specială cu Dumnezeu. Faptul că l-am văzut pe El. Să știi că te apreciez foarte mult. Eu nu am știut povestea asta. Și de asta îmi place foarte mult că putem să discutăm. Ai zis că între prieteni. Apoi da, că între prieteni. Mă gândeam acum, am văzut în viața mea băieți și fete care au crescut fără tată și le-a fost foarte grea viața. Dar am și anumite exemple în care am văzut, uite, un om care a crescut fără tată și a găsit în Dumnezeu, exact cum ai spus tu, el e tăticul meu, el este tatăl meu. Da. Am o relație apropiată și... Da, păi și dacă ne uităm la toate statisticile, copiii care provin din familii monoparentale, din familii, da, 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 de obicei tata este coloana vertebrală financiară a familiei și în același timp... coloana vertebrală... Dar și psihică în același timp. Da, el și autoritatea care cumva
gravitează asupra familiei. Și aduce o anumită stabilitate. Mă uit când intru în casă și spun, dragii mei, am ajuns acasă, se face deodată liniște, dar nu de teamă, foarte interesant. Da, da. A venit tata acasă. Chris vine să mă îmbrățișeze. Esme are 5-6 luni, ea nu are cum să mă îmbrățișeze, dar îmi zâmbește. Da. Îi acolo o prezență. Da, clar, e clar. Deci eu nu știu neapărat cum îi să ai un tată care vine acasă și spune, dar nici nu aș vrea să fie chestia asta, eu știu, o chestie de compătimit, pentru că eu am văzut că Dumnezeu a folosit lucrurile astea spre binele meu și de multe ori spun asta. Dumnezeu folosește de multe ori încercările și suferințele spre bine nostru. Da, într-adevăr, dacă te uiți pe toate statisticile, aveam toate șansele să nimeresc rău. Okay? Aveam toate șansele să nimeresc într-un anturaj nepotrivit, să mă înhăitez cu tot felul de golani și totuși aici a fost mâna lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu și știu că de obicei oamenii care vin din familii fără unul dintre părinți au un oarecare handicap în viață, în sensul că nu pornesc de la zero, cum pornim toți, pornesc undeva de la minus, minus 1, minus 2 și cumva trebuie să recuperez pe parcurs. Dar slavă Domnului că eu chiar am simțit cum El a umplut golul ăsta, cum spunea Pascal, un gol acolo de forma lui Dumnezeu și golul ăsta Dumnezeu l-a umplut foarte bine. Deci dacă aș putea să mă descriu cel mai bine, cel mai neînsemnat și fără tată și de la Buziaș, o comunitate mică de lângă Timișoara. Dar cu tată. Dar cu tată în cer, așa. Asta, când te ascultam și vedeam cât de pozitiv ești, cât de plin de viață ești, asta se vede. Nu se vede că te-ai compătimit, că nu... Mama, a fost un om și ei, un om extraordinar. Era atât de pozitivă, atât de optimistă. După Revoluție, anii aia grei, anii aia infernali, pentru toată lumea era greu. Gândește-te, o mamă singură cu 7 prunci în casă. Era, e clar că era greu. Și totuși, era atât de optimist, atât de pozitivă. Mâncam toată ziua pită cu untură și cu boia, dar o făcea în felul ăla că era, zici că mâncai foie gras, zici că mâncai, nu știu, trufe cu foiță de aur. Da, deci da, așa pur și simplu îți prezenta, haideți dragii mei că v-a făcut mama pită cu untură, de asta sunt vegetarian acum, că mâncam prea multă pită cu untură când am fost mic. Asta vreau să te întreb, când mi-ai dat mesajul că ești vegetarian, într-o primă instanță am crezut că glumești, după aia am zis, nu, stai că este serios, e pe bune. Vreau să întreb, de unde ești din copilărie? Pur, da, din copilărie, traume din copilărie, de la prea multă pită cu untură. Și asta am văzut la mama, un om foarte optimist, foarte pozitiv. N-am auzit-o să se plângă. N-am auzit-o să, nu știu, să se autocompătimească. Vai de copii. Noi! Da. Totdeauna ne-a infuzat mentalitatea asta de oameni puternici. Bă, voi nu trebuie să stați într-un colț să vă lingeți rănile. Vai de noi! Nu suntem niște bătuți de soartă. Nu, nici vorbă. Voi trebuie să știți că voi aveți toate calitățile și toate șansele să nimeriți în viață. Orice vrei să fii, tu poți să fii. Și mesajul ăsta foarte optimist. Și asta avem toți. Când mă întâlnesc cu toți frații mei, asta vedem că, deși suntem foarte diferiți, e constanta asta de la fiecare. Vezi că toți suntem mega optimiști, super optimiști și super pozitivi și așa. Dumnezeu să o binecuvânteze pe mama voastră. Amin. Că v-a insuflat modelul ăsta. Deci mi se pare extraordinar că ce interesant la un copil, și astăzi când vei avea copii, nu neapărat că te ascultă când le spui ceva. Uh-huh. Ei te ascultă când se uită la tine să vadă tu ce faci. Da, da, da. Deci fiul meu a început să ia Biblia. Și, normal, Biblia o citește așa, el o citește așa. Că nu conștientizează, că nu are cum să înțeleagă, dar practic care e lucru? Îl vede pe tatălui cu Biblia, la fel face și el. Puterea exemplului. Mă vede că eu cânt la chitară, ia și el chitară. Și asta spun că, asta am văzut la Domnul Iisus Hristos, când spune acolo un Ioan foarte interesant, Doamne, unde te duci? Veniți și vedeți. Și nu știu câte ori e repetat, de vreo 4 ori parcă e repetat expresia în capitolul al doilea. Termenul în original e foarte interesant, spune că Hristos a locuit printre noi, cu alte cuvinte, în original și a făcut cort. Adică, haideți să vedeți cum trăiesc eu. Prin exemplu meu, nu e ceea ce spun. Iar oamenii din jur văd la un moment dat, băi, totuși acest rabin, acest om este diferit. De ce? Pentru că nu doar vorbește, dar are autoritate când vorbește, are putere. Clar. Puterea exemplului e foarte importantă. Și eu am văzut asta la mama foarte mult. Puterea exemplului și chiar dacă poate... Se vedea clar că era greu, se vedea clar că erau momente grele și pentru ea, totuși am apreciat
Și am moștenit asta de la ea, mentalitatea de a merge mai departe, de a nu te, autocompătimi, de a-ți plânge de milă. Și există nouă românilor, noi avem și o cântare, spune, Doamne, nu mă lăsa. Noi românilor ne place, Doamne, nu mă lăsa. Exact, Doamne, nu mă lăsa. Noi ne place, să, Doamne, uite-te la mine. Și noi am observat, am moștenit asta, bă, nu te plânge, nu stai într-un loc să te plângi, și pur și simplu învață să-i iubești pe alții, să-i ajuți pe alții dacă poți, și niciodată să nu te vezi o victimă, mentalitatea asta de victimă, o victimă împrejurărilor, o victimă a contextului, o victimă, nu știu, a istoriei, o victimă, trebuie întotdeauna... Ne-am născut în locul nepotrivit. Ne-am născut, ce să mai zic, în România și asta ne mănâncă. Uite, că ziceai de lucrul ăsta, de mentalitatea de victimă, citeam și studiam acum Matei, Ioan capitolul 5, și acolo este un episod foarte interesant. Întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu slăbănogul de la scăldătoarea Betesda. Ei, la o citire așa foarte sumară și succintă a textului, și aș putea să spun cu puțină ignoranță, ai spune că, băi, uite, omul ăsta, slăbănogul, a avut o atitudine foarte frumoasă când a vorbit cu Domnul Iisus Hristos. Îl întreabă Iisus, când îl vede, îl vedea zăcând, îl vedea jos, îl vedea întins acolo pe pat, în zona respectivă, umbrit, clima foarte caldă, îi spune, vrei să te faci sănătos? Deci direct, nu, harul și pacea Domnului și alu, nu, vrei să te faci sănătos? Uh-huh. Să analizăm puțin răspunsul lui, ce spune el? N-am pe nimeni. Doamne. N-am pe nimeni. Doamne, sunt român. Doamne, am stat la coadă. Doamne, plecați copii în Spania. Doamne, nu știu cum. Doamne, nu are nimeni să mă bage în apă. De 38 de ani. Și foarte interesant ce spune Iisus mai departe. Ridică-ți patul și umblă. Și am înțeles un lucru. Domnul Iisus Hristos nu se uită la faptul că tu te plângi. Bethesda vine de la Beth-ezda. Beth înseamnă casa, ezda harului, casa harului. Dar în casa harului a venit harul într-o chepat. Ce mi se pare foarte interesant, când se coboară harul în viața ta, tu trebuie să răspunzi. Cred că dacă eram în locul slăbănogului respectiv, aș spune, Doamne, vreau, de asta vreau să fiu vindecat. Și văd un lucru foarte interesant. Când vine doctorul suprem, tu nu mai ai timp să te mai plângi. Și eu, ca și tine, am trecut prin anumite momente grele în viață și o să le povestim acasă la noi, pe drum, că avem timp. Dar am înțeles un lucru. Este un moment în care stai și te plângi, nu știu cum. Și Dumnezeu vrea să te ridice din starea aia, să spună, hei, ridică-ți patul, lasă, nu-ți mai linge tu rănile, că s-ar putea să le rup mai tare, eu vreau să ți le cos, vreau să te vindec acolo. Și în răspunsul slăbănogului asta văd, Doamne, mi-este greu, haide, cântă-mi și tu mie în strună, știi? Da. Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, Dumnezeu vrea să ne ridicăm, chiar și atunci când este greu. Și uite, astăzi, dacă tu ai crescut fără tată fizic și Dumnezeu ți-a fost mai mult decât un tată, chiar ești un exemplu viu, că se poate să realizezi lucruri în viață, se poate să compui. Crede-mă, eu am rămas impresionat când am văzut că faci acum doctoratul în istorie și vreau să vorbim și despre pasiunea asta, dar și compui și ești implicat în lucrarea de biserică. Cum a apărut pasiunea pentru istorie? Cum ai început în domeniul ăsta? Pasiunea asta am moștenit-o tot din familie, de la bunica mea. Bunica mea era foarte pasionată de istorie, ea avea o grămadă de cărți de istorie, era, și țin minte și acum, o imagine foarte faină cu ea, undeva pe la, au trăit destul de mult, și da, pe la 87-88 de ani și-a luat niște ochelari cu fund de borcan, nu mai vedea foarte bine, și-a pus ochelarii și a luat ziarul, de fapt avea ea tot felul, nu știu exact ce a luat, avea ea niște atlase istorice și după aia spunea, mă băiete, mă, știi ce s-a întâmplat în New York? În loc de New York, New York, știi ce s-a întâmplat în New York? Cum a apărut New York-ul? Și de la ea foarte mult am moștenit dragostea asta pentru istorie și pasiunea pentru istorie. Și după ce am terminat liceu am zis, mă, ce să fac? Eu la matematică am fost bun. Ok, nu o să mă duc la automatică și calculatoare, IT-ist sigur nu o să mă fac, în bancă nu m-aș vedea lucrând, că e o viață foarte monotonă. Și am zis, ce să mă fac? Mă, eu știu istorie, hai că mă duc la facultatea de istorie. Nu știu dacă o să mă fac profesor, dar mă duc la facultatea de istorie. Și m-am dus 3 ani la licență, m-am dus 2 ani la master și acum sunt ultimul an la doctorat. Dumnezeu să te ajute să termin. Ți-am pus o întrebare înainte de podcast care m-a fascinat răspunsul tău. Care este calitatea când studiezi istoria și te uiți așa, survolezi asupra ei de la început până acum, vorbind de contextul românesc, care e calitatea cea mai
bună a românilor? Ei, răspunsul tău m-a impresionat, dacă ai putea să spui. Dau același răspuns? Da, te rog, m-a impresionat. Ok, păi noi dacă ne uităm în toată istoria noastră, istoria Transilvaniei și a Banatului e un pic cam greu să ne uităm, pentru că au fost destul de mult timp sub ocupația coroanei maghiare, apoi corona Habsburgică și mai departe. Dacă ne uităm în istoria principatelor române, în istoria Moldovei și a Valahiei, a țării românești, o să observăm că niciodată în istoria noastră noi n-am avut un război de cucerire. Noi am avut doar război de apărare. Totuși, a fost un moment în care Ștefan cel Mare a vrut să cucerească o țară și știi care a fost aia? Țara Românească. Adică erau două țări române și alea război. Noi da. Între noi. Da. Da. N-am avut niciodată în istoria noastră un război de cucerire. Noi am avut doar război de apărare. Noi suntem din Europa unul dintre cele mai pacifiste popoare. Asta mi se vrea că ai zis că suntem cele mai pașnice, unul dintre cele mai pașnice popoare și spuneai un lucru care mi-a atras atenția. Numai popoarele de putere mare, care aveau putere mare, militară și erau o putere, o forță politică, sigur, de obicei își mențineau teritoriul. Noi am stat... Și astăzi în Europa, popoarele care au supraviețuit sunt popoare care au fost mari imperii. Uite, ne uităm la Portugalia, mare imperiu colonial. Ne uităm la Spania, mare imperiu. Ne uităm la Franța, mare imperiu. Ne uităm la Germania. Și Germania, la rândul ei, are o istorie. Au avut colonii în Africa. Ne uităm la Italia și Italia a avut colonii. Ne uităm la Ungaria, mare regat cu o foarte bogată cultură. Ne uităm la Lituania, la Polonia, au fost uniune personală. Ne uităm la Rusia țaristă, ne uităm la Suedia, au fost mare imperiu. Unde te uiți la Imperiul Britanic, cel mai mare din istorie? Și după aceea la noi. Da, unde te uiți, vezi mari imperii și popoare, așa au supraviețuit, popoarele puternice supraviețuiesc. Și te uiți la România și vezi un popor de oameni care s-au dus la război cu furca și cu coasa. Foarte simplu, da? Dar este un caz atipic. E foarte atipic pentru istoria Europei, foarte atipic. Și mai ales că noi suntem insula asta de latinitate înconjurată de popoare slave. Nu doar că ne-am păstrat longevitate, dar ne-am păstrat și limba. Ne-am păstrat și cultura, ne-am păstrat și identitatea și și religia. Noi am rămas creștini, gândește-te că am fost totuși aproape 1000 de ani provincii otomane. Și totuși și în Țara Românească și în Moldova, deși erau foarte multe privilegii pentru cei care treceau la islam, totuși elita, pentru că de aici vorbim, elita boierii care puteau să beneficieze de drepturi și de privilegii dacă se converteau la islam, elita a rămas creștină. Și noi avem o datorie foarte mare față de Biserica Ortodoxă până astăzi. Uită cazul Bosniei Herțegovinei, cazul Albaniei, țări unde elita a trecut la islam pentru anumite privilegii. Și astăzi... Da, pot să spui că Dumnezeu a binecuvântat România și ca forme de relief, dar și ca istorie, cum ne-am păstrat așa micuți cum suntem noi, da, și înconjurați de popoare puternice. Și ți-aș pune aici o întrebare... Cum îl vezi tu pe Dumnezeu în istoria României, din când ai studiat-o tu? Dumnezeu în istoria României e o figură foarte importantă, e o figură centrală și absolut cei mai mulți domnitori pe care noi am avut în principatele române și așa, și poporul român e un popor foarte credincios. Noi, ca și națiune, noi l-am iubit pe Dumnezeu și l-am căutat pe Dumnezeu. Deci noi suntem un popor de oameni credincioși până astăzi. Dacă mergi în istoria Banatului și te uiți să vezi cine a fost elita care a păstrat identitatea națională și care a luptat pentru limba română, o să vezi preoți. O să-l vezi pe Bredicianu, o să-l vezi pe Braniște, o să-l vezi pe un anumit Ioan Pepa de la Buzia și un protoprezbiter, o să vezi doar figuri clericale. După aceea, dacă te uiți în Transilvania, o să vezi de asemenea numai figuri clericale. Timotei Ciparu, Ioan Pop de Băsești și așa mai departe. Foarte, foarte mulți preoți, figuri, fețe bisericești s-au implicat în politica. În special din Transilvania și Banat, pentru că aici era un pic mai dificil pentru salvarea limbii române și identității naționale. Și noi vedem, dacă stăm și ne uităm în istorie, vedem cum preotul ortodox, cum a fost el, sau greco-catolic, cum e în Transilvania, haina clericală n-avea doar extensia asta pastorală de a, de a conduce comunitatea de credincioși, ci și extensia asta politică de multe ori. Dar nu într-un sens defăimător, cum e astăzi, ci în sensul de a apăra națiunea română și de a apăra limba și identitatea noastră. Țara. Da. Și toate lucrurile astea vin tot
din dorința asta a Scripturii, până la urmă, de libertate. Okay? Noi asta toți ne dorim libertatea și Scriptura pledează pentru libertate și orice om care are o relație cu Scriptura își dorește libertatea, libertate de păcat, libertate de imoralitate și inclusiv libertatea asta de a nu fi subjugat, de a fi dezrobit, cum spunea da, românii. Da, da, da. Și clar, noi vedem în istoria României cum poporul român l-a iubit pe Dumnezeu și astăzi foarte mulți români și foarte mulți conaționali de-a noștri îl caută și îl iubesc pe Dumnezeu și să nu uităm că România e una dintre țările cu cea mai importantă comunitate evanghelică din Europa și una dintre țările unde oamenii spun că sunt cei mai credincioși. Și chiar dacă stai și te uiți, te plimbi în Cluj la ora 2 noaptea, cel mai probabil nimeni nu o să-ți dea în cap și o să-ți fure telefonul. Dar dacă te plimbi la ora 2 noaptea într-o altă parte a Europei, chiar în Londra, în anumite cartiere, s-ar putea să nu te mai întorci acasă nici cu telefon și nici cu cap. Da, da, foarte interesant. Înainte de a spune următoarea întrebare, aș dori să facem o pauză și să cântăm o cântare și după asta revenim. Cântăm, bine? Cântăm. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, Mielul nepătat, slavă îmbrăcat, El e fiu, El e fiu. În numele Lui sunt eliberat, sunt vindecat de orice păcat. Vrednic Dumnezeu, Sfântul Miel și Leu, Iisus, Regele meu. Moartea învins, pământul a părăsit, pirănile Lui sunt mântuiri. Moartea învins, pământul a părăsit, pirănile Lui sunt mântuiri. Iisus a înviat, Regele meu, e viu cu adevărat. Iisus a înviat, o Regele meu, e viu cu adevărat. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus. Veșnic minunat, veșnic împărat, glorios, glorios. Moartea lepădat,
părăsi prin rănile lui. Sunt mântuit. Moartea a vis un mântuit părăsi prin rănile lui. Și mi-a făcut mare plăcere să cântăm împreună. Abia aștept să mai cântăm o piesă. Benjamin, ți-aș pune acum și o altă întrebare. Spunea odată cineva că cine nu-și cunoaște istoria propriei țări, cu siguranță o va repeta. Și ceea ce nu-mi doresc este să repetăm greșelile înaintașilor noștri. Ți-am mai pus o întrebare înainte de podcast și aș dori să o repet. Care crezi că este punctul slab al poporului român uitându-te în trecutul istoric? Mă, o să-ți dau același răspuns și cred că răspunsul pe care ți l-a dat a fost foarte plastic și ai să-l audă și oamenii. Și am zis că cred exact la fel ca tine. De asta mi s-a părut interesant. Cel mai bine îl dăm printr-o anecdotă. Te rog. Spune că era un banc și în iad erau trei cazane. Era un cazan cu evrei, un cazan cu americani și un cazan cu români. Și în cazanul ăsta cu evrei, iese evreul și spune, mă întorc după voi, vin cu o sfoară, vine evreul, îi scoate pe toți afară. Iese americanul din cazanul, îi spune, mă, vă ajut pe toți, dar $10. Și din cazanul românilor nu ieșea niciunul. Cum îi scotea unul capul, îl trăgeau el alt de picioare. Asta a fost defectul nostru ca și popor, din păcate, că noi nu am fost foarte uniți. Deci dezbinarea, da, practic. Noi am fost foarte dezbinați. Și dacă te uiți la trădările din principatele române și din țările române, cum dimineața, la două noaptea, intră în reședința lui Cuza, toți liberalii și conservatori intră acolo cu pistolul și spune, îmbracă-te și pleci, că noi nu te mai vrem pe tine, noi vrem un principe străin. Dacă stai și te uiți, în istoria noastră, asta a fost defectul nostru. Noi am fost dezbinați și eu mă specializat pe istoria Banatului și inclusiv mă uit acolo la luptele electorale și văd cum cei mai mulți români care aveau drept de vot, pentru că era vot censitar, nu era vot universal, se vota în funcție de numai bărbați, în funcție de anumite criterii și românii cu drept de vot, în loc să-și voteze reprezentanții Partidului Național Român, votau ungurii și așa mai departe. De ce? Asta e întrebarea. De ce? Aveau mai multe considerente. Spuneau, domnule, dacă îi trimitem pe aia acolo la dieta de la Budapesta, numai o să se certe, o să spună, măcar dacă îi trimitem pe ăștia, pot să facă ceva pentru comun. Deci românii noștri s-ar fi certat ei între ei? Nu între ei, s-ar fi certat numai cu maghiarii și maghiarii spun, a, ok, deci voi sunteți peneriști, las că nu vă trimitem vouă niciun fond. Da. Cam ca și acum. Unde e PNR, unde era Partidul Național Român, maghiarii spuneau, la aia nu le trimitem fonduri ca să sufere electoratul lor să nu-i mai voteze. Da. Și românii se gândeau așa, mai bine trimitem guvernamentali acolo, că ăștia pot să facă ceva pentru comune. Dacă trimitem de-a noștri, ăștia nu o să pot. Nu te poți lua la luptă cu nobilimea maghiară, e clar. Și de multe ori exista mentalitatea asta, de multe ori era justificată, dar de multe ori era nejustificată. Cum adică să-l votez eu pe Popa Ioan, care e toată ziua la biserică și-l văd? Păi ăsta e la fel ca mine, chiar mie inferior, cum să votez eu pe unul? Și exista de multe ori, de ce există mentalitatea asta de popor dezbinat? E că noi avem o problemă să acceptăm calitățile celuilalt și dacă cumva celălalt are calități, noi totdeauna căutăm punțile prin care să-l vedem inferior. Ok? Cum? Da, el mai bun foarte ca mine? El mai bun? Am crescut în același context, pe aceeași stradă, în același și apartament. Și în loc să vezi cum poți să conlocuiești cu el, cum poți să conlucrezi cu el, cum poți să... Hai să facem ceva împreună, stai și spui, bă, totuși, da, ai fi tu, dar lasă că te știu eu, lasă că așa. Și până la urmă să recunoști că Dumnezeu a înzestrat persoana respectivă. Asta, da. Și chiar dacă am crescut în același context, totuși Dumnezeu a pregătit destine diferite. Ok? Și noi nu trebuie să fim până la urmă urmei supărați pe planurile pe care Dumnezeu le are cu altcineva. Este ideea aia că noi, cei creștini, suntem în aceeași echipă. Eu dacă te văd pe tine că ai o voce superbă și Dumnezeu te-a binecuvântat și laud Dumnezeu pentru lucrul ăsta, vreau să spun, laudă-L pe Domnul, slujește-L pe Domnul cu darul pe care ți-l-a dat. Ții. Dacă văd pe cineva care este scriitor, compozitor, poet și așa mai departe, vreau să-l încurajez în direcția aia, dar
Cred că imaginea asta pe care ai dat-o în bancă e ilustrativă pentru... Foarte, foarte plastică, da, pentru noi. Povestea este inspirată din realitate. Dacă iei niște raci și îi pui într-o găleată, povesteam înainte, este unul, dă din mâini, din clești respectiv, restul trag în jos. Și totuși de ce, aș mai avea aici o întrebare, o curiozitate, de ce noi când am avut în istorie un caz bun, un lider demn de urmat, am avut așa ceva? Am avut, sigur. Bine, mă gândesc, dar întrebarea în felul următor, de ce când am avut un lider bun, totuși oamenii n-au fost uniți cu el? Asta e o întrebare mai mult. Mă la celelalte popoare. Da. De ce când au avut un lider? Cu toții au avut, să spunem în termenii noștri, hater. Cu toții au avut inamici, dușmani. Dar parcă îs mai... Sigur, noi n-am avut un lider de talia lui Napoleon. Sau n-am avut un lider de talia, nu știu, de talia Winston lui Churchill. Churchill, da. N-am avut un lider de... Abraham Lincoln. Deci da, deja mi se duce minte. Sigur, ăștia sunt... Totuși am avut niște lideri foarte importanți, ca Brătianu. Uite, acum studiez pentru doctorat toate edițiile Adevărul din 1919 până în 1924. Brătianu, Ionel Brătianu, a fost o figură foarte importantă pentru istorie și noi astăzi recunoaștem contribuția pe care domnia lui a avut-o la unirea de la 1918 și în special de la tratatele conferinței de pace de la Paris-Versailles. Dar în presa contemporană, deci dacă te uiți cum era bălăcărit și făcut cu apă și oțet, pentru simplu fapt că nu a reușit să păstreze întreg Banatul. O parte din Banat a ajuns la sârbi. Deși a reușit să aducă Basarabia, care nu era în toate tratatele internaționale, a dus-o în granițele României, totuși presa era foarte supărată că acolo Torontalul s-a pierdut la sârbi. Și erau, îl bălăcăreau, îl făceau cu apă și oțet, la un moment dat scriau la pușcărie cu el. Și dacă stai și te uiți, de ce? Pentru că în istoria noastră, din păcate, în loc să facem echipă și să-i promovăm pe anumiți lideri, cum a fost Ionel Brătianu, totuși am preferat să mergem pe tactica asta de la glezne și așa mai departe. Dar în perioada interbelică noi am avut un factor foarte important de stabilitate și anume monarhia. Monarhia și monarhul, okay, în postura regelui Ferdinand, a fost cel care l-a numit pe Ionel Brătianu și așa mai departe. Dar, din păcate, în istoria noastră am avut lideri buni pe care nu i-am apreciat la adevărata lor valoare, dar acum iubim. Totuși, liderii ăștia buni, Dumnezeu așa le-a pregătit o cale că au făcut bine pe măsura calităților lor. Ionel Brătianu, cu toată bălăcăreala din Adevărul, totuși a fost unul dintre cei mai buni prim-ministri pe care a avut țara noastră. Și totuși vedem natura umană, cum inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și totuși stăteam și mă gândeam la Domnul Iisus Hristos. Mm-hmm. Îți dai seama, este o diferență de timp de la 300-400 de ani între Vechiul Testament și Noul Testament, să ajung în Noul Testament și poporul Israel avea nevoie de profeți. Nu mai avusese până atunci niciun profet. E când se ridică Ioan Botezătorul și vin oamenii după el cu mire și ascultă, uite, un om care are o voce, care are un mesaj. După asta, când el îl prezintă, spune, eu sunt doar o voce. Doar care stau acolo în pustiu. Eu să mă micșorez, iar el să crească. Și se referea la mielul care ridică păcatul meu, la Domnul Iisus Hristos care avea să moară la cruce pentru păcatele tuturor oamenilor. Și Domnul Iisus Hristos, la ce lider bun a fost el și cum a stat cu oamenii, cum a stat cu copilașii, cum a stat să-i vindece pe oameni, cum a stat să le dea învățătură, totuși, în momentul răstignirii lui, întrebarea mea este, unde erau zecile alea de mii de oameni? Care odată aplaudau, unde erau zecile alea de mii? Și asta am înțeles, pe pământul ăsta, și că am fi în America, și că am fi în Germania, că și ele au pe aerul lor, deci nu vreau să spun. Clar, sigur. Fiecare popor își trage păcatele lui mai departe și mă rog ca Dumnezeu să schimbe, dar uitându-mă în țara noastră frumoasă, și România este o țară binecuvântată, lucru de care pentru care mă rog ca Dumnezeu să elibereze țara noastră este dezbinarea. Și asta va porni din biserică. Da, dezbinarea, din păcate, se vede și în biserică. Da, spuneau, am niște prieteni în diaspora și spuneau, mă, tu știi că sunt în diaspora străzi pe care sunt două biserici de români, care, de fapt, când au fost împreună, dar s-au certat, dacă merge în diaspora, cu cine nu se înțeleg românii? Tot cu românii, spuneau ei. Dar, din păcate, avem mentalitatea asta și cred că se trage cumva din istoria noastră. Noi nu am avut niște elite foarte puternice, foarte... Am avut sigur boieri și mai departe, dar noi n-am avut neapărat o mentalitate de...
nu știu dacă ăsta e cuvântul foarte bun, dar n-am avut o mentalitate de a fi serviabili. Uite, dacă ne uităm în istoria Angliei, noi avem acolo niște lorzi. Și de lorzi ăștia, prostimea, poporul asculta. Okay? Erau niște oameni, erau niște factori de decizie. Noi, din păcate, n-am avut niște elite la fel de puternice și la fel de bine împământenite, de care, efectiv, care să fie niște, unelte de propulsie pentru popor. Și au fost mai degrabă, au fost o foarte mare falie între popor și elite, din păcate. Elitele nu s-au preocupat de educația poporului. În perioada interbelică, majoritatea populației era analfabetă sau avea 4 clase. Nu a existat preocuparea asta pe care elitele au avut-o în vest, de a instrui prostimea, de a instrui poporul. Și foarte mult se vorbește în istorie despre a doua șerbie. Când în vestul Europei șerbia era deja abolită și țăranii erau liberi, nu mai erau dependenți, aveau pământul lor, asta se întâmpla undeva la 1500-1600, în țările române, în 1600, Mihai Viteazul introduce șerbia. Introduce, țăranul devine dependent, țăranul devine legat de glie, țăranul devine proprietatea unui boier. Când în vestul Europei deja se abolea șerbia, în estul Europei ea se introducea. Și noi, gândește că avem răscoala de la 1907 și până în perioada interbelică, noi vedem cum încă se vorbea despre problema agrară. Problema agrară. Vestul Europei trecuse de 500 de ani de problema agrară și la noi încă se vorbea de problema agrară. Elitele din România, din păcate, nu s-au preocupat de instruirea mulțimii, de instruirea maselor. Și de aici cumva am moștenit defectul ăsta de a fi dezbinați. Și care ar fi un lucru de încurajat pentru cei care ascultă? Investiți în educație, investiți în educația copiilor voștri. Foarte mult. Dați-le să citească, învățați-i lucruri frumoase, pentru că așa poți să-i crești. Practic de acolo începe... Sigur, trebuie să te preocupi de educația unui copil și de educația unei națiuni. Dacă mergi, spunea cineva, spunem cum arată școala ca să spun cum va arăta țara. Da. Okay? Deci dacă tu mergi în România și te uiți în cele mai multe școli pe care noi le avem și vezi condițiile de acolo și banii care se investesc, sigur... N-are rost să vorbim și de mentalitatea. Sănătatea și învățământul în România sunt principalele motive pentru care cei mai mulți români pleacă din țară. Deci asta e lucru zero, prioritățile zero pe care noi trebuie să le rezolvăm și asta nu depinde de politicieni, asta depinde de noi, de fiecare în parte. E o nevoie enorm de mare de voluntari în mediul rural care să participe acolo, să înființeze after school-uri. În mediul rural niciodată nu se va ajunge la o educație performantă fără after school. Pentru că copiii aia pleacă la ora 2 acasă și acasă lasă ghiuzdanul și pun mâna pe sapă. Da. Iar au nevoie de un after school. Așa este. Ți-aș mai pune o ultimă întrebare, dragă Beniamin, înainte de a cânta ultima cântare. Mai sunt 3 minute. Timpul zboară când vorbești cu oameni. Fain. Care ar fi mesajul tău pentru cei care te ascultă raportat la relația cu Domnul Iisus Hristos? Și întrebarea sună cam așa. De ce Iisus? Păi, e foarte simplu. Dacă există 3 oameni pe care eu îi iubesc foarte mult în Scriptură, Moise, hai să nu mai zic de Gideon, Moise, Iosif și David. Dacă te uiți la toți oamenii ăștia și le scoți pe Dumnezeu din povestea lor, îți dai seama că ceea ce rămâne e șocant. Dacă îl scoți pe Dumnezeu din povestea lui Moise, rămâi cu un cioban. Un cioban care caută niște oi undeva în pustie. Dacă îl scoți pe Dumnezeu din povestea lui Iosif, rămâne un pușcăriaș. Ce frumos! Dacă îl scoți pe Dumnezeu din povestea lui David, rămâne el mai mic din casa lui Ișai. Și un cioban. Și cine știe ce se întâmplă cu el. Dacă îi scoți pe Dumnezeu din povestea oamenilor din Biblie, nu rămâne nimic. De ce Iisus? Scoate-l pe Iisus din povestea ta și o să vezi ce rămâne. De asta e foarte important și Dumnezeu are un mod de a opera fantastic în Scriptură. Putem spune modus operandi, caracteristicul lui Dumnezeu. Întotdeauna lucrează peste așteptări. Ce își dorea Iosif? Ce își dorea Moise? Moise își dorea să salveze un evreu de mâna unui egiptean. Dar peste 40 de ani Dumnezeu îl cheamă să-i salveze pe toți evrei. Iosif voia să ajungă acasă, dar Dumnezeu în loc să... Trimis casa la el, cum spune acolo în Ieremia. Nu te vei duce tu la ei, ci vor veni ei la tine. David voia să ajungă împărat, dar Dumnezeu îi spune, îți voi da o casă.
care va fi veșnică și pe tronul lui Israel va domni sămânța ta pentru totdeauna. Și spunea, eu, Doamne, voi, o dinastie. Totdeauna, dacă stăm și ne uităm în Scriptură, Dumnezeu lucrează peste așteptări. De asta, de ce Iisus? Pentru că fără Iisus, povestea noastră ar fi enorm de gri și de grea și cu siguranță cu Iisus. Și de ce Iisus? Cu Iisus, cu siguranță, povestea noastră are toate șansele să fie peste așteptări. Bine, dragă Beniamin, este un răspuns unicat asta. De fiecare dată pun întrebarea aceasta. Mulțumesc foarte mult pentru discuția asta și acum abia aștept să mai cântăm un ultim cântec. Pentru ascultători, acestea sunt cântece compuse de Beniamin. Dragilor, vă îndemn să-L căutați pe Domnul Iisus Hristos și să-L puneți, cum a spus prietenul meu Beniamin, în viața dumneavoastră. O viață fără Domnul Iisus Hristos este o viață plină de deznădejde, lipsită de speranță, lipsită de dragoste, dar o viață cu Domnul Iisus Hristos, pe lângă faptul că e extraordinară, pe lângă faptul că îți dă un scop, nu ești singur. Niciodată la greu nu ești singur. Hristos este alături de tine. Vă aștept și data viitoare la un nou podcast din De Vorbă Podcast și până atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu sunt în cer și pe pământ.